Compania Orange Moldova susține politicile prietenoase familiilor. Astfel, în 3 sedii ale Orange și hub-ului IT, Orange Systems, au fost deschise zone de igienă cu masă pentru un fășat bebeluș și una destinată alăptării, dotată cu scaun și protecție mobilă. Acest lucru vine în ajutorul angajaților care decid să vină la birou împreună cu copiii săi. Inițiativa a fost realizată de Orange Moldova în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație, Agenția Austriacă de Dezvoltare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul unui program de extindere a oportunităților pentru părinți în sectorul privat. Sunt foarte bucuroasă, am aflat recent de acest proiect frumos și sunt mândră că Orange implementează astfel de soluții și că astfel este alături de noi în orice circunstanțe. Deci noi, cei care ne continuăm activitatea de acasă, putem să revenim mai des la oficiu și la necesitate să ne avem pe cei alături. E oricând bineveniți să avem spații amenajate pentru familie, oricare inițiativă care se îndreptat spre familie este binevenită și cred că Orange demonstrează încă o dată că are o atitudine sănătoasă și prietenoasă față de familie. În vizorul Orange, familiile tot timpul au fost cumva parte din ecosistemul nostru. Avem deja un catalog de beneficii exhaustiv pe care le-am aplicat și am zis de ce nu, este o oportunitate să vedem ce se mai întâmplă la case mai mari, ce alte idei sunt pe piață pe care putem să le implementăm și să încurajăm cât mai multe mămici și tătici să vină la serviciu cu copilașilor și să aibă toată libertatea. We're here at Orange, one of the champion companies that was part of the program on expanded choices for women and men through integration of family-friendly policies through the private sector. Orange is one of those companies which stepped in with this innovative thinking, with innovative ideas in terms of integrated family-friendly arrangements.